Și mergem în Delta Dunării, care este un ținut de bas plin de farmec în orice anotimp, dar cel mai indicat anotimp pentru o vizită în Delta Dunării este primăvara. Adică chiar acum, deși e prohibiție, turiștii au început deja să vină, pentru că Delta nu înseamnă doar pescuit. Urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri, Mirela Voicu și Liviu Dăchiță. Peisajul este spectaculos. Delta abia a început să înverzească, iar nuferii încă n-au înflorit. Apa are o culoare ireală, iar sălcile aplecate în apă parcă salută la intrarea pe canale. Proprietarii de pensiuni sunt în zor mare să fie totul pus la punct în cel mai mic detaliu. Noi avem un pachet standard cu pensiune completă, care includ mai multe servicii, începând de la transferul de la Tulcea, venind spre Mila 23, facem o excursie pe lacuri, după care avem toate mesele incluse pe perioada celor 4 zile, 3 nopți și returul către Tulcea. Până în iunie, când se ridică prohibiția, bucătarii scot din congelator peștii de Dunăre. Sunt pasionat de fotografie și nu peisajele, cât păsările mă interesează în momentul ăsta. De obicei vin la pescuit, dar cred că ăsta e mai curând un pretext. Vin să stau cu prietenii mei. De cât timp veniți în Delta? Pentru mine e prima oară. Și cum vi se pare? Extraordinar. E un peisaj mirific, adică recomand tuturor să vină aici. E o locație de concediu minunată. În pachetul turistic de 4 zile se pot vizita cele mai spectaculoase locuri din Delta. Avem două excursii pe lacurile din zona Mila 23, lacul Treiezere, lacul Bogda Proste, lacul Fortuna, după care avem excursia către rezervația naturală Letea, pădurea Letea. Ne aflăm pe lacul Ighianca, unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Delta Dunării. Este locul unde întâlnim păsările rare ale acestei rezervații naturale. Cormorani, egrete, lebede, pelicani. Dar este și locul unde puteți vedea pentru singura dată în viață vulturul cod alb, așa se numește, este un vultur cu coadă albă. Sunt foarte multe familii în această zonă, așadar uitați-vă în jurul meu, Delta Dunării este ceva absolut spectaculos. Evident că ciorba tradițională de pește și crapul prăjit cu mămăligă sunt cele mai căutate mâncăruri tradiționale, dar mai sunt și altele pe care e bine să le știți. Peștele adevărat tradițional este acela pe care vi-l gătește un localnic. Da, și avem de la Malasolca, avem storceagul de sturion, avem scrumbia afumată. Și pentru că Delta fără ciorbă de pește nu se poate, să vedem cum se prezintă. Peștele nu se fierbe foarte mult, peștele se gătește foarte repede. În general, la ciorba de pește, legumele fierb mai mult decât peștele. Uh-huh.